La învățământul liceal de zi avem trei calificări. Prima calificare este de tehnician, electrician, electronist, auto. Avem 24 de locuri pe profilul tehnic, domeniul electric. Pe domeniul electronică și automatizări avem calificarea tehnician în telecomunicații și în domeniul sportiv, de instructor sportiv, clasa de instructor sportiv, handbal, fotbal și basket, 24 de locuri. La fiecare specializare, la fiecare calificare, câte 24 de locuri. Cei de la învățământul sportiv, cei de la calificarea sportivă, deja au și-au dat probele de aptitudini, avem 70 de înscriși pe 24 de locuri, îi așteptăm cu mare drag, vor intra în funcție de mediile obținute la evaluarea națională. Pentru învățământul profesional cu durată de 3 ani, avem următoarele calificări, o clasă cu 24 de locuri la mecanic auto, operator la mașini cu comandă numerică, 12 locuri, și 12 locuri la profilul confecționer, produse textile și pielărie. Să ne spuneți parteneriatele pe care le aveți cu firmele din Craiova. Avem parteneriate cu firmele Softronic. Deja copiii noștri sunt în stagiul de practică de 2 săptămâni. Chiar clasa la care eu sunt dirigintă, clasa 9B, este acum împreună cu doamnele profesoare îndrumătoare de stagii de practică la Softronic. Avem parteneriat profesional cu Reloc SA, cu Avioane SA. Viziunea noastră managerială este de a acoperi toate transporturile, atât transportul feroviar, transportul în comun, pentru că avem parteneriat și cu Secerat SA. Avem parteneriat cu, pe profilul acesta de confecții și produse, confecționeri, produse textile și pielărie cu SC Tesil Conf SA și cu Natalia Vasiliev, deja a angajat 2 absolvente ale școlii noastre profesionale la dumneai la firmă, la Natalia Vasiliev. Oferă și burse pentru copii? Au fost. În prezent nu se mai oferă burse profesionale de către partenerii noștri, însă cei care se înscriu la învățământul profesional cu durată de 3 ani primesc bursa aceea profesională de la stat, în cuantum de 200 de lei, dar la noi în liceu au șansa să primească atât cazare cât și masă în cantina școlii, elevii care provin din medii precare, din punct de vedere material. Cum a fost perceput în ultimii ani acest segment profesional? Vin copii, se califică, au observat că după ce termină liceul au o meserie pe care o pot să o practice imediat, să-și găsească un loc de muncă? Da, ei s-au înscris, au absolvit cursurile acestor calificări. Foarte mulți au obținut rezultate bune la bacalaureat. Chiar avem și ne mândrim cu elevi care au obținut note foarte bune la examenul de bacalaureat și chiar avem un fost absolvent care este student la medicină. Și noi ne mândrim cu el. Și nu numai, au intrat copii și la alte facultăți, nu numai la medicină, de la noi, de la liceu. Copiii aleg parcursul acesta profesional, aleg o meserie, sunt îndrumați și de părinți, părinții care sunt conștienți că fără o meserie în ziua de astăzi te descurci foarte greu. Și atunci, făcând stagii de practică la Reloc, la Softronic, la SC, ca să nu spun greșit, CFR Călători, da, sau la RAT, sau Indael Trac, da, acești parteneri ai noștri îi angajează, da, le oferă salarii atractive și sunt interesați să se integreze pe piața muncii. Cât de importantă este relația părinte-școală? E foarte importantă. Eu vă spun în calitate de profesor diriginte, sunt dirigintă la o clasă de a 9-a, care trece a 10-a, și
Eu cel puțin am o comunicare foarte bună, am un grup al părinților separat de grupul clasei cu care comunic. Știți că părinții își fac din ce în ce mai greu timp să ajungă la școală, dar comunic săptămânal cu părinții și este foarte, foarte importantă comunicarea școală-familie. Noi chiar ne dorim susținere din partea familiei, deși la un moment dat stau și mă întreb, copiii aceștia sunt cei mai mulți dintre ei niște cazuri sociale. Părinții se descurcă din ce în ce mai greu, din punct de vedere financiar, dar unii pleacă în străinătate și îi lasă cam nesupravegheați și atunci tot greul și toată munca ne revine nouă școlii, profesorilor diriginți, profesorilor de la clasă, consilierilor școlari și este o muncă foarte grea ca să îi susținem din punct de vedere psihologic, în primul rând, și să-i determinăm și să-i motivăm să învețe, să își termine liceul sau școala profesională, pentru că mulți dintre ei devin confuzi, nu știu ce să mai aleagă și ce să facă și atunci noi îi susținem și îi orientăm ca ei să se poată integra mai târziu pe piața muncii. Ce alte facilități oferă liceul dumneavoastră? Am înțeles că cei care se înscriu la anumită disciplină pot obține și un carnet de conducere. Da, au posibilitatea elevii care se înscriu la clasa de electronist, tehnician electronist auto sau la clasa de profesională de mecanic auto, au posibilitatea să facă gratuit la noi în școală orele de conducere pentru obținerea permisului de categorie B, permisului de conducere. Altă facilitate este acea masă pe care o oferă cantina liceului nostru și cazarea pentru elevii care provin din medii sociale precare din punct de vedere financiar. Am văzut că aveți și o filieră sportivă. Avem și o filieră sportivă. Ce se întâmplă terminarea liceului? De când aveți această specializare? Cred că sunt, ca să nu greșesc, mai bine de 8 ani. Da, de când avem această specializare. Clasa sportivă este o clasă cu rezultate excepționale, pot să spun. Întotdeauna acești copii, prin faptul că fac sport și sunt disciplinați, fac față și cerințelor școlare. Ei sunt cei care promovează examenul de bacalaureat și mai departe își văd de parcursul lor profesional. Unii dintre ei, acum ne mândrim cu Vladimir Screciu, mi-a fost elev, am fost dirigintă, cu Mihăilă, fotbalist de notorietate și el, sau Andrei Vlad, portarul de la Steaua, au fost toți elevii noștri și acum ne mândrim cu ei pentru că au reușit să facă performanță atât în sport cât și la școală. Care sunt cele mai căutate specializări la profesională? La profesională, calificarea de operator la mașină cu comandă numerică este o calificare căutată pentru că elevii, absolvenții au posibilitatea să se angajeze exact la partenerii noștri unde își fac stagiul de practică, la Softronic, la Reloc, la CFR Călători, da, la Inda Eltrac, este nevoie de această calificare și este una foarte căutată. Mai este la învățământul liceal de zi calificarea de tehnician telecomunicații, care asigură partea aceasta a transporturilor feroviare, dar și acea noutate și anume îi învață să aducă fibra optică în casă pentru internet și au posibilitatea să fie, sau pentru cablu TV, și au posibilitatea să fie angajați de marile companii de telecomunicații. Baza materială este bună, sunt laboratoare, sunt cabinete specializate pe domeniile acestea. Domnii maestri și instructori sunt foarte bine pregătiți, li se asigură copiilor practica atât în școală, cât și la partenerii noștri, cât și la partenerii noștri profesionali. Ați avut și proiecte Erasmus?
Da, s-a derulat chiar anul acesta un proiect Erasmus. Am avut invitații cu mobilitate din țări vecine, din Slovacia, chiar și din Ucraina, deși suntem în acest context, au venit profesori și din Ucraina, din Turcia, au fost și profesori și elevi. Am derulat un proiect Erasmus, elevii noștri au mers în Slovacia chiar acum, în această perioadă, și am desfășurat niște activități foarte frumoase prin care am promovat starea de bine. Ne-am gândit că după pandemie, după 2 ani de pandemie, este nevoie să promovăm această stare de bine și de interacțiune a elevilor, elevii să interacționeze între ei, profesorii să le fie niște modele, niște parteneri, să-i simtă ca pe niște parteneri și totul s-a derulat foarte frumos. Mai este puțin și se termină anul școlar, să ne spun dacă în această perioadă mai sunt sesiuni de practică. Da, mai sunt clase care mai au vreo 2 sau unele dintre ele 3 săptămâni de stagii de practică. Elevii noștri sunt deja acolo și să sperăm că încheiem cu bine anul acesta școlar, care a fost destul de tumultos pentru noi și pentru copii. Uite despre învățământul liceal seral. Avem și clase de învățământ liceal seral, copiii care termină școala profesională, se pot înscrie după aceea la cursurile de învățământ liceal seral, cu calificarea tehnician electromecanic, sunt 28 de locuri, pe domeniul transporturi, tehnician transporturi, și pe domeniul electronică și automatizări, tehnician automatizări. După școala liceală, pot să se înscrie chiar și la cursuri post-liceale. Avem și aici 3 calificări, tehnician echipamente de calcul, tehnician electromecanic auto, tehnician transporturi auto interne și internaționale și o școală de maestri cu calificarea maestru electromecanic locomotive. Deci, iată, acoperim întregul segment de calificări și întregul segment de învățământ, atât liceal de zi, cât și seral, învățământ profesional și școală de maestri și post-liceală. Din informațiile pe care le aveți dumneavoastră, rămâne același calendar de înscriere? Din informațiile pe care le avem noi, rămâne același calendar de înscriere. După evaluarea națională, după rezultatele de la evaluarea națională, copiii au posibilitatea să se înscrie la noi cu dosarul în funcție de mediile pe care le-au obținut la evaluarea națională. Un sfat pentru părinți, dar și pentru copii, în momentul în care se înscriu. Trebuie să pună mai multe coduri. Trebuie să pună mai multe coduri, trebuie să facă mai multe opțiuni în funcție, bineînțeles, de dorințele copiilor. Trebuie să îi încurajeze către meserii, da? Să nu se trezească la sfârșitul liceului sau la sfârșitul școlii că sunt așa în pom și nu au nicio calificare. Părinții trebuie să îi îndrume pe copii să aibă o calificare.